În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Iubiți credincioși, aceasta este mărturia pe care o dă Sfântul Arhidiacon, Înteul Mucenic Ștefan. Crăciunul are nevoie de mărturisire. De aceea, în preajma Crăciunului și legat de această sărbătoare, colindătorii vin să aducă această veste. Suntem datori să spunem ceea ce credem și mai ales suntem datori să spunem ceea ce vedem. Dar ce vedem? Despre vedere aș vrea să vă vorbesc astăzi în câteva cuvinte. Dintre toți care erau de față, atunci când Sfântul Arhidiacon Ștefan declara că vede cerurile deschise, nimeni nu mai vedea cerurile deschise. Într-o mulțime de oameni care se uita către cer, unul singur vedea cerurile deschise. Nu cumva aceasta este lecția cea mai importantă pentru noi și să ne răspundem la întrebare ce vedem din ceea ce nu se vede? Unii poate văd numai un colindător și se înșală. În spatele lui cu siguranță că stă Hristos. În spatele lui cu siguranță că stă neputința celui care îl vede. Cineva care este sătul de a deschide ușa unuia sau altuia, cu siguranță că nu va vedea colindătorul, ci va vedea în colindător pe cel care îl stresează. La școală, când eram, aveam mai multe discipline de învățământ. Erau câteva discipline la care atunci când vedeam profesorul, parcă vedeam disciplina însăși, adică urâțenia pământului însăși. Pentru unii, alții, față de același profesor, își deschideau sufletul și când îl vedeau, parcă era frumusețea pământului. Ce vedem și ce nu vedem? Vedem pe din afară ceea ce este înăuntru. Sfântul Arhidiacon Ștefan avea înăuntru dorința ca Dumnezeu să nu le socotească păcatul celor care aruncau cu pietre în el. Câți dintre noi pot să își curețe interiorul astfel încât să vadă pe Dumnezeu înăuntru, Dumnezeu care le dă răbdare, le dă putere, le dă tărie de a ierta pe cei care îi fac rău. Aceasta este cheia cu care putem să vedem mai departe. Nu putem să vedem mai departe atâta vreme cât noi, aproape de noi, vedem numai lucruri care ne deranjează. Este așa pentru că așa am fost educați. Dacă cineva este îngăduitor cu noi, cu siguranță că îl vom primi cu bucurie în toate sfaturile pe care ni le dă sau în toate libertățile pe care ni le acordă, dar dacă cineva lângă noi devine incomod, ce vom face? Ei, de-abia atunci începem să învățăm lecții. Până când nu te scoate cineva din starea de plăcere sau din confortul propriu, nu poți să spui că te educi prin celălalt. Cel care educă nu trebuie să-și propună să educe, ci să fie în fața noastră ca o ispită, ca o neputință, mai ales ca o oglindă. Imaginați-vă că Sfântul Apostol, Sfântul Ștefan, când a văzut cerurile deschise, el practic se uita în oglindă, cum ne uităm și noi. Mi-aduc aminte de Părintele Arsenie când spunea despre
vocația lui matură. Zice, tată, eram pe munți cu mașina, mașina mea. Am avut Ford, tată, 142 bățară, deci erau numai atâtea mașini și eu aveam una dintre ele. Și mă uitam în stânga și în dreapta și vedeam brazii, vedeam frumusețea, vedeam cerul albastru. Și mi-a zis, mă, Anghele, ca Anghel m-a chemat. Uite, bă, ce frumos e aici. Dar cum o fi colo sus? Și din acel moment a luat calea cerului. Ei, cred că așa se pune problema. Dacă vrem să vedem ce trebuie. Ne uităm și noi în sus la cer și acum spunem că sunt nori. El era soare, era frumos. Câți dintre noi pot să vadă acum bucuria că dacă a fost soare zilele trecute, poate că cineva aștepta să fie mai frig. Uite, pentru bucuria celuilalt care aștepta să fie mai frig, nu o să fie mai cald, bineînțeles, din această cauză, dar cu siguranță că dacă începem să trăim prin bucuria celuilalt și prin împlinirea celuilalt, începem să vedem cerurile deschise. Pentru că este o stare de fapt. Fiul omului pe care l-am primit în ieslea Betleemului stă de-a dreapta Tatălui. Numai că noi nu vedem. De ce nu vedem? Pentru că nu putem să vedem cerurile deschise, pentru că cerurile nu se deschid în sus prima dată, se deschid în noi. Noi trebuie să facem acest efort, să învățăm măcar de astăzi încolo ce înseamnă să vedem. Suntem obișnuiți cu prea puțin. Noi vedem afară numai lumina zilei sau întunericul nopții. Vedem afară numai dacă e soare sau e umbră sau plouă sau ninge. Dar de ce nu vedem adevărata frumusețe a lui Dumnezeu? În orice întâlnire a noastră cu lumina, este bunătatea lui Dumnezeu că ne-a mai dat posibilitatea să mai vedem lumina încă o zi. Nu trebuie să ajungem să fim acum numai pe patul de moarte ca să ne bucurăm, că aceia chiar se bucură pentru orice clipă pe care o trăiesc. Dar noi trebuie să învățăm că sunt lucruri care există, dar noi nu le vedem. De exemplu, lângă noi, cel care ne cicălește mereu și cel care poate cere de la noi ceea ce credem noi că nu putem oferi, este lumina lui Hristos. Este cel care te ține să mergi înainte. Dacă omul ar fi înconjurat numai de comodități, de oameni care să îi aplaude orice mișcare, vă imaginați că omul acela deja e pierdut. Un părinte care nu își mustră niciodată copilul și nu și-l contrazice niciodată și nu îl pune să facă și lucruri incomode lui, va crește un monstru. Pentru că un copil care nu are interdicții de niciun fel, nu este un copil educat. Este un copil care atunci când se va întâlni cu prima opreliște în viață, nu va ști ce să facă. Va bate cu piciorul așa cum bătea cu piciorul în fața bunicilor să-i ceară un lucru sau altul. Nu îi se va da, ci chiar îi se va lua din funcția pe care o are, pentru că nu știe să se poarte. Și atunci, așa suntem și noi. Să învățăm să vedem dincolo de ceea ce atinge retina. Noi nu vedem numai cu retina. Noi vedem cu ochii duhovnicești. Aduceți-vă aminte de părintele Teofil Pârâianu, care nu putea să vadă cu ochii cum vedem noi lumina, dar când se apropia de cineva pe care îl considera el și îl simțea că este vrednic să-l binecuvinteze, să știți că într-adevăr îl binecuvânta pentru că vedea dincolo. Mie mi-a dat Dumnezeu să-l întâlnesc la o conferință pe părintele Teofil și un fiind al lui a spus, părinte, știți că avem aici, da, știu, vine să-l binecuvintez. Știți că e, știu, l-am văzut.
Era un om care vedea. Era asemeni Sfântului Arhidiacon Ștefan, care uitându-se la cer, nu vedea așa numai niște noruleți sau culoarea cerului. Vedea deja cerurile deschise. Asta trebuie să facem și noi. Să vedem cerurile deschise, dar nu numai uitându-ne în sus. Cerurile sunt deschise chiar dacă noi nu ne uităm în sus. Cerurile sunt deschise atunci când ne uităm la celălalt și vedem ceea ce este frumos în celălalt. Nu există om urât. Noi scoatem din om frumusețea sau urățenia. Odată mi-a zis Părintele Asenie, tată, nu e bine să declari că ții post la un moment dat când ești chemat la o anumită masă așa mai sofisticată, chiar instituțională, să spunem așa. Să ții minte că nu există masă așezată cu bucate fără să conțină 2-3 produse de post. Pâinea este sigur pe undeva și niște legume sunt sigur pe undeva. Nu lăsa impresia că te-ai tulburat, că n-ai ce mânca. Și mă gândesc așa, când te uiți la o masă, începi să-i judești pe ceilalți. Ia uite, bă, ăștia nu țin post. Nu. Trebuie să știi ce vezi. Adică, vezi cerurile deschise sau nu le vezi? Începi să arunci cu pietre, ceea ce au făcut cei care nu vedeau cerurile deschise, sau spui, ia uite, bunătatea lui Dumnezeu ne-a dat să fim amestecați, dar fiecare are posibilitatea să facă ceea ce crede el că este bine pentru el. Această selecție pe care noi o putem face, să știți că ține de noi. Ține de noi în sensul că de noi ține dacă vedem lumea frumos sau urât. Știți că frumusețea stă în ochii privitorului, nu este dependentă de altceva, ci de cel care se uită la ea. Imaginați-vă că acum va veni un colindător cu steaua. Este canonic, e a treia zi de Crăciun. Ce o să spuneți? Păi da, dar trebuia să vin ieri, alaltăieri, acum deja e a treia zi. Mai vin frații noștri cu capra. Sunt niște obiceiuri despre care noi știm când trebuie să vină oamenii cu așa obiceiuri. Dar ce facem acum? Stăm să-i judecăm? Sau, mai rău, aruncăm cu pietre cum au aruncat lapidatorii Arhidiaconului Ștefan? Nu cumva sunt lucruri asemănătoare pe care trebuie să le învățăm încet, încet? Alternativa la a vedea celule deschise, e clar, este lapidarea, este aruncarea cu pietre. Când te uiți sus și zici, aoleu, iar urmează cu să închid autostrada, ia să vezi, acolo am făcut tare, nu mai pot să mai plec. Mai... De ce să vezi lucrurile acestea? Când poți să zici așa, măi, este foarte bine. Uite, am și eu posibilitatea să stau în casă și pur și simplu să îmi iau o pauză. O să ziceți că asta e din punct de vedere a celui care nu are pauză. Nu, toată lumea se consideră că n-a avut niciodată pauză. Întotdeauna trebuie să lucrăm, cum se zice așa în termeni mai joviali, cu materialul clientului. Cu materialul clientului înseamnă cu ceea ce ți se dă. Dom'le, dacă ți se dă un material de jumătate de metru, eu pot să-mi fac chiar un maieu. Altul poate să-și facă numai o batistă. Dar trebuie să știi că atât e materialul. Dar cei mai mulți stau lângă el, zic, ei, dacă era mai mare, făceam și o vestă. Bă, dar nu e mai mare. Mă, dacă ar fi căzut anul ăsta întâi miercuri, cred că puteam să plec și eu la munte. Stai, mă, tată, e marți. Poți să-ți faci cu ceea ce ai găsit la fața locului problema respectivă. Am pierdut o zi. Nu, tată, ai câștigat o zi. Trebuie să te uiți la ceea ce ai câștigat, la ceea ce ai pierdut. Pentru că asta face diferența între a vedea cerurile deschise și a vedea nimic. A vedea niște pietre, hai să punem mâna pe ele, să-l omorâm pe ăsta că deja nu e ca noi.
Niciodată nu vă face cineva rău dacă sunteți ca ei. Nu, nu. Întotdeauna când începe cineva să vă facă rău, înseamnă că ați ieșit oarecum din schemă. Și societatea, să știți că este foarte pregătită să-și păstreze anumite caracteristici pentru persoanele care trebuie să o constituie. Cum ați ieșit din parametrii, să știți că trebuie să vă așteptați la a vă ruga mai intens să nu le socotească Dumnezeu păcatul acela, ca să aveți și un câștig. Că altfel să știți că sunt foarte mulți dintre virtuoși care au fost omorâți cu pietre, dar n-au avut niciun avantaj, pentru că au cârtit. Vă mai spun și altă dată diferența între un bogat și un sărac. De foarte multe ori s-ar putea ca tot bogatul să intre în rai prin faptul că e milostiv. Săracul, după ce că e sărac, are șanse mult mai mari să ajungă în iad, pentru că toată viața a cârtit că e sărac. Asta înseamnă să vezi cerurile deschise. Să vezi ce te poate prinde pe tine mai bine și mai bine. Și în momentul în care te uiți așa pe buzunare și te constați și zici, sunt sărac. Nu e așa. Păi, în primul rând, numai dacă ai posibilitatea să te ridici în picioare și să te pipăi, înseamnă că ești foarte bogat, ești sănătos, poți să stai în picioare. Dar nu, noi nu vedem că stăm în picioare, nu? Pipăim la buzunare când avem nimic. Păi decât să ai buzunare pline și să nu poți să te miști, să stai într-un pat de spital, cu siguranță că e altceva. Fraților, este a treia zi de Crăciun. Dacă nu suntem atenți, riscăm să pierdem sărbătoarea Crăciunului dintr-o neputință care ne aparține numai nouă și pe care, din păcate, o alimentăm de fiecare dată, oprindu-ne cu privirea numai la ceea ce se vede prima dată. De exemplu, era odată cineva care se uita la bradul ăla și zicea, uite, în locul lui puteau să încapă 6 persoane. Depinde ce vezi în el. Bă, depinde ce vezi în bradul ăla. Eu văd deja un mesaj. Pe mine mă interesează că bradul acela coboară rădăcinile creștinismului până dincolo de Hristos. Fără acest simbol al bradului și al bogăției pe care omul o așează ca dorință către celălalt, o dorință și către privirea noastră, estetic vorbind, asta înseamnă că bradul trebuie să aibă în mintea noastră, prin globulețele pe care le are, plinătatea dorințelor pe care noi le avem. Nu e creștinesc bradul? Vă spun că e mai creștinesc. Așa ar trebui să arate un om împodobit cu virtuți de sărbătoare. Acesta este creștinul și creștinismul și mai ales acesta este Crăciunul. Nu cred că se supără Dumnezeu că numim un personaj Moș Crăciun. Cred că mai important este faptul că dintre copiii noștri și nu copiii, să știți că n-au o vârstă. De exemplu, dacă e la capitolul cine crede Moș Crăciun, eu sunt primul. Așa că poate să fie un copil și la 54 de ani. Dacă această taină a întrebării, mă, dar ce voi primi eu în ziua cu tare sau cu tare, se leagă de un personaj, păi noi trebuie să întreținem acest personaj. Pentru că ne face nouă un bine. Mă întreba cineva, da, părinte, da, vedeți cu moșul ăsta, că poate lumea a uitat de Hristos și a luat-o cu moșul. Nu. Nu se face nicio confuzie. Bucuria de a dărui și de a fi și duca celălalt, să știți că este o realitate. Și de aceea, în a treia zi de Crăciun, a avea în minte dorința de a fi și tu un Moș Crăciun pentru cineva, să știți că este cel mai interesant lucru. Astăzi, pentru noi, Sfântul Arhidiacon Ștefan este acel Moș Crăciun care ne face un dar. Făcându-se mesagerul cerului, ne spune nouă cum se poate vedea cerul din partea cealaltă.
Că probabil că noi vedem într-o direcție cerul. De ce? Pentru că ne uităm la cer în general atunci când avem nevoie. El se uita la cer să admire Sfânta Treime, să-L admire pe Fiul născut în Betleem, cum stă de-a dreapta Tatălui. Asta înseamnă să avem inima pregătită să vadă dincolo. Dincolo nu se vede cu rațiunea, dincolo se vede cu sufletul, dincolo se vede cu dorința de a transmite mai departe ce vedem în cer. Să ne rânduiască Dumnezeu ca în aceste frumoase zile de praznic ale nașterii Domnului să alimentăm cu bucurie copilul din noi și să credem în ceruri deschise pe care, dacă nu le vedem, ele nu înseamnă că nu sunt deschise. Nu suntem noi încă pregătiți să le vedem deschise. Și scopul venirii noastre la biserică este tocmai să ne pregătească ochii să vedem cerurile deschise. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.